Cei care au făcut cumpărături în perioada 2 februarie-28 martie și au păstrat chitanțele emise de către agenții economici au avut mari emoții la prima extragere a loteriei bonurilor fiscale, organizată ieri în a doua zi de Paște. Bonurile câștigătoare sunt cele eliberate în data de 7 februarie, cu suma între 6 și 6,99 lei. Cu speranța că se vor număra printre câștigători, mulți dintre giurgiuveni au păstrat bonurile. Norocul nu le-a surâs la această ediție, dar nu vor renunța. Sunt totuși nemulțumiți de modalitatea în care sunt extrase bonurile câștigătoare. Ați păstrat bonurile fiscale? Nu. Da, le avem în sacoșă, da. Și v-ați uitat? Ați câștigat? Nu. N-ați câștigat? Nu. N-am câștigat. Le-am păstrat și sunt foarte dezamăgit. Am avut un bon de 3,30 lei. Din ziua aia. 7 februarie. Da, și n-am... 6 lei. Nu e treaba bună. Deci trebuia de la 1 la 10. Sau de la 10 la 20. Să încadra. Deci eu dacă era de la 1 la 10, mă încadream cu 3,30 lei. Deci a trecut norocul pe lângă dumneavoastră. Exact. Bonurile le-ați păstrat? Da, le-am păstrat. Și ați aflat, ați câștigat, n-ați câștigat? Da, să le verific. Deocamdată. Nu. Da, le-am păstrat, dar nu am câștigat nimica. Ați verificat? Da. Le-am verificat, dar n-am câștigat absolut nimic. Experiență. Veți mai păstra? În continuare, da. Deci nu. Păi, ce-o vrea Dumnezeu? Premiul pus în joc la această ediție este de 1 milion de lei, sumă care se împarte în mod egal la numărul de câștigători. Banii pot fi revendicați în maximum 30 de zile de la sediul ANAF din orașul de domiciliu, cu bonul fiscal în original și o copie a actului de identitate. Extragerile se vor face de acum înainte, în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, și se vor lua în calcul bonurile emise în luna anterioară.